Nea ta. Nea ta. Veni voi, Nicolae. Nu știu dacă a venit. Aseară zis că nu vine. Păi, eu ți-am zis ce mi-a spus. Dar eu vreau să vină. Da, nu știu cât de cuminte ai fost. Am fost. Mie nu mi se pare că ai fost. Hai să vedem, vrei? Hai să vedem. Cine a fost cel mai cuminte și unde trebuie să vină? La Anda, la Anda. Și mai am? Am primit și un bot. Deja, acestea sunt mixed signals. Păi de ce am primit și bot? Hmm? Ca să se știe că sunt ale mele. Da, na, na, adevărat. Na, 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 na. Și mai am o cutie. Vezi câte cuminte am fost. Asta e parcă mai favorit de la apă. Vezi? Moș Nicolae știe. Tu ce ai primit? Hai să vezi. Adică tu ce ai primit? Că am vorbit eu cu Moș Nicolae. Să te filmează chestia. Nu, mai mult. Filmă, arată. Pachetă magică, fiindcă ești în zonă. Așa. Le pun în, la mine aici, așa, ca să... Bine? Da, 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 să se cunoască. Șosite cu wolf. Ra, ra, ra. Și... O mai ții minte? Da. Să bei culește Crăciun. Să te știe moșul de... folosi pentru decorațiuni. Să faci ceva frumos. Îmi faci un brad. Mă să fac un brad. Bun. Mă va mai cuminte ca tine. Vezi, n-ai avut dreptate. Mă cunoaște Moș Nicolae, știe că sunt cuminte. Să începem ziua! Ok, acum că a venit Moș Nicolae, putem continua cu programul zilei. Și cu pălăria mea. Minunat! 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 Îmi place maxim să vă pantaloni ăștia când merg. Ce de fapt? Andra! Am ajuns la birou, mi-am petrecut dimineața la Sugar Room by Gabriela Pralea, unde am avut parte de un tratament facial natural, 100% natural, cu produse naturale, despre care sper să apuc să scriu pe blog astăzi. Deci, teoretic, ar trebui voi mâine să fiți citit deja articolul când va apărea acest blog. Sună alambicat, dar nu este... Înțelegeți ideea. A fost o experiență foarte faină, mi-a plăcut să povestim despre produse naturale, certificate, despre chestii de genul ăsta. Încă nu sunt ferm convinsă că sunt genul de produse pentru mine, pentru că nu am testat suficient de mult ca să-mi dau seama, dar vă să spun că am învățat câteva chestii și am început să îmi pun unele întrebări. O perioadă din asta foarte dubioasă pentru mine, în care parcă aș testa tot felul de lucruri și așa. Și asta mi se pare bine pentru că te ajută să evoluezi ca și om. Deci s-ar putea să vedeți mai multe produse din astea bio în curând la mine și pe blog și pe aici. Să vedem cum ni se pare, cum ne adaptăm la ele. Rămâneți aproape! Ce bine că Alin a venit și mi-a adus o gogoașă roz, pentru că chiar mă gândeam să mă duc să-mi iau ceva dulce de mâncare. La na 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 na. Și acum gogoașă. Astăzi am avut program mai scurt la birou, pentru că trebuie să mă grăbesc acasă, să ajung în Unirii la Ierța Gallery,
cei de la IETA deschid o galerie de artă nouă și mai micuță și sunt foarte curioasă să văd. E ceva pe design, ce se așa, sunt 23 de artiști expuși și sunt foarte, foarte curioasă să văd ce se întâmplă acolo. Dar în momentul ăsta să ajung acasă și să mă îmbrac mai gros, pentru că deși am multe pe mine, adică chiar sunt tocată de mine, e foarte frig. La 1, cred, dar n-am. Perspectivă asupra lumii care trăim. Și așa am construit aceste insule care funcționează totodată ca ecosisteme unde am putea să trăim viața. Și prima este Nostalgia, unde sunt artiști care cumva deschid dialogul față de modernism, această amintire de a avea un sistem simplu, de reguli, care organizează atât viața, cât și forma, cât și relațiile sociale și le vedeți în anumite detalii, dar pleacă de la elemente specifice mediilor arhitecturii și designului grafic, dar și artei, cum este gridul de la Stardust Architects, acest sistem minimal de puncte care stau la baza oricărei construcții mai complexe de linii și forme. După care este Theodor Grauer, unul dintre cei mai importanți artiști ai anilor 80, cunoscut tocmai pentru că concepe aceste monumente de design de interior. De obicei, el nu construiește obiecte funcționale, deși pleacă întotdeauna de la resturi găsite prin târguri, prin obiecte abandonate. Aici însă sunt efectiv obiecte de artă funcțională, concepute din aceste artefacte folclorice, creații fără autor, găsite prin târguri și care totodată amintesc foarte ușor de elementele arte africane, care a stat la baza modernismului și felul în care le aduce într-un discurs nou, este această bămbuță de portocale. Și asta de portocale, dar puțin. De care vei? Mai multă portocale. O să vedem acum. Am luat cine va fi norocosul. Norocoșii, exact. Norocoșii. Ceea ce vedeți aici este hashtag Vlogmas Goals. Lasă-vă la Vlano, așa ne primăm și noi cu private jet-ul și o să avem propriul nostru avion decorat de Crăciun. Urăm direct în Laponia. Ce zici de asta? Ești de acord? Apariția aici, barica dată bine, am un minunat nou, am o minunată nouă piesă de decor datorită lui Flavius, la
nu sunteți în baja, că mă intimidez. Am omis vreodată 9 piese de decor pe care vă scriu aici. Ce frumos! Și ai în spate o perdea mișcătoare. Încă-i Mini acolo. O fugi de spate, așa-i? Mini! Unde ești tu? Nu știu ce face, poate-și face apariția. Important este că avem aici calendarul advent de la Leonidas, care știu că vă place atât de mult, o pisică care se plimbă. Mini, vrei să zici, ceau? Vii? Hai, nu face. Nu vrea. Așa, calendarul advent de la Leonidas și astăzi este momentul să vedem ce ne rezervă ziua cu numărul 7. Da, na, na. Oh, ce drăguț! Are mai inimioară. Haia! Pe care scrie drăguț Leonidas. Ciocolată cu lapte, din câte văd eu, după ochiul meu expert format, este ciocolată cu lapte. Și în celor, ai o cremă albă care cred că e tot de lapte. Și cred că și o ciocolată pe care am mâncat-o înainte, pentru că mi-a spus ieri că am primit de la cave o cutie de ciocolată. Și astăzi ne-am gândit înainte să mai mâncăm puțină ciocolată ca să fim pregătiți. E foarte bună, dar se lasă pe jumătate. Așa, o punem aici. Da, Mini, vrei să vii să te vezi? Hai, vino. Haide. Nu. Spune ceau, Mini. Este Mini, în caz că nu o cunoașteți, Mini Costa. Și poate nu e cu minte deloc. E o goangă mică. Vă mulțumim că v-ați uitat la noi și... Da, a plecat. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine în cea mai mare parte. Sper că vă place vlog. Mă vă mulțumesc pentru toate mesajele și pentru încurajare și pentru că mă susțineți. Până acum merge foarte bine. Așa mi se pare. Sper că așa mi se pare și vouă. Până și lui Flavius, care e destul de critic, așa îi se pare. Am coarne noi astăzi. Ta-na-na. Este... Câte zile mai sunt oare până la Crăciun? Mai sunt vreo 17 zile până la Crăciun, deci destul de puțin, așa că fast forward înainte pentru că mai avem multe de făcut. Nu uitați să dați un subscribe, să apăsați clopoțelul vieții, pentru că altfel cum ați putea să vedeți primii vlogmasul minunat. Și în rest, cumpărați-vă ciocolată de la Leonidas pentru că e foarte bună. Genul ăsta de calendar advent nu cred că o să mai găsiți, I'm sorry, dar mai au două tipuri care sunt foarte drăguțe. Și mâine o să avem foarte multe activități. Again! Deci, rămâneți aproape și tot! Pupici! Nu se vede absolut nimic. Trebuie să așteptăm să ajungem la back, Flavius. Da, na, 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 despre ce vreau să vă spui? Na, 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 na. Vreau să vă spun că în această seară de vineri, în loc să stăm acasă, suntem fancy-trancy, plecăm la party. Hai, nu fi... bătrână boșoroacă, vrei să stai numai acasă. Să dorm. Ești... Mai dați un baticuț la doamna. Uite ce frumos m-a machiat. Păi da, machiajul cu baticuț și te puteai pune în pat de revelion, știi? Așa mă bălăcărește, doamnelor și domnilor. Așa mă bălăcărește. Păi asta e adevărul. Nu o să fie... aprigă, să... Hai, că s-a aprigă, ești pregătit de petrecere. În toate party-urile și birturile deschise, ea nu știe cum să se pună în pas, să doarmă mai repede. Ești pregătit, mă, de petrecere. Hai, ne vedem la party.